Buenos dias, amigos, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din seria noastră pe care am început-o acum 8 luni cu mobilarea apartamentului. Ta-da! Deci cam ăsta este apartamentul profesorii mei. Nu este mobilat încă, urmează să-l mobilăm treptat. Să facem bucătăria living cu toate astea. Și ăsta este primul episod din seria noastră cu apartamentul. O să vă iau cu mine în aventura asta să vedem împreună cum și ce trebuie să faci după ce îți cumperi un apartament nemobilat. Numai unul! Bam, frumos! Ia să-mi spare și capul. Bine, direct așa. Wow. Bun, băi și fete, dar înainte să începem vreau să vă spun câteva cuvinte despre sponsorul nostru de astăzi, care este BitMonster. BitMonster este o aplicație de investiții pentru cei care nu prea știu cum funcționează tradingul. Aveți mai multe pachete începând de la $100, voi investiți banii și traderii companiei se folosesc de acei bani pentru a face profit și vă înapoiază 6% pe săptămână. Boris, unul dintre liderii companiei, și-a deschis chiar și un magazin fizic în Arad de cripto, unde puteți să mergeți liniștit să vă învețe anumite aspecte despre acest ecosistem, cum funcționează și tot felul de detalii despre lumea cripto. Și pe mine m-a ajutat, am investit $1000 și într-adevăr primești bani în fiecare zi pe care îi poți scoate în orice wallet. Aveți în descriere linkul de referral al lui Boris dacă sunteți interesați să dați o șansă acestui proiect, dar sfatul meu este să investiți doar ce sumă sunteți dispuși să pierdeți fără să vă afecteze, pentru că lumea cripto este foarte volatilă. Au trecut 8 luni în care am făcut, băi, foarte, foarte, foarte multe. Sunt foarte mândru de ce am reușit să realizez în apartamentul ăsta în 8 luni. Și acum cred că a venit cam aproximativ ultima piesă care mai trebuia să vină. A venit patul într-un final. Da, o să schimbăm salteaua, băi, nu o să mai dormim pe jos. Deși mie îmi plăcea să dormim pe jos, dacă nu era ideea, cred că mai dormeam. A fost nașpa, zici că coboram prin mașină în continuu. Mă rog, a fost interesant, dar gen să dormi pe ea atâtea luni mai departe, nu e ok. Așa că era timpul să ne luăm un pat. Da, nu știu, dacă nu era tu, eu cred că dormeam pe saltea până n-aveam de treabă. Și da, băieți, după cum am spus în primul sau în al doilea episod din seria asta, când o să fie finalul, o să vă spun tot și cât a costat din casa asta. Așa am spus atunci. Și uite că a venit și finalul și urmează să vă spun. Acum ideea e că noi am luat un pat care are deja saltea de la el cum ar veni și salteaua asta o să fie în plus. Avem două opțiuni. Ori să o punem peste pat, peste saltea aia, să avem așa pat triplu să... Nu, pentru că patul ăla deja are o saltea, are un topper peste saltea și oricum salteaua de la pat e înaltă și asta tot e înaltă. Da, o să... Așa, nu, o să coborâm din pat direct acolo pe dulap, da, dacă facem chestia asta. Să fie prea înalt. Sau putem să donăm salteaua asta și să rămânem la patul ăsta. Haide să vă arăt living-ul, băieți, pentru că living. Cam astea sunt piesele și de data asta o să încerc să le montez eu, pentru că am sculă, băieți, am sculă de găuri, de făcut găuri, de nebunii de astea, pentru că e ca și un fel de Lego. Și cam astea sunt piesele, una, două, trei, patru, cinci, asta este topperul ăla care îl punem. Aici ales... Cred că sunt picioarele? Și nu puiele și... Puie, nebunii, dar ideea e că n-avem instrucțiuni. Dar probabil o să reușim să doar câteva piese. Dar partea cea mai nașpa, băieți, este că am așteptat 2 luni după el. Cam așa, da, aproape 2 luni după patul acesta. Și a venit rupt, bineînțeles, că nu putea să vină normal. Dacă sunteți curioși, l-am cumpărat de pe mobilier1.ro, de unde am cumpărat și dulapul acesta. Aici să le arătăm la băieți. Ideea este că patul are compartimente de unde poți să bagi și să scoți tot felul de nebunii. O să ții chestiile acolo și partea asta de jos a venit scrăpată. Parte, efectiv, toată. Toată partea asta. Adică jumate de ladă e distrusă complet. Da. Dar hei, băieți, mi-au dat opțiunea. Hei, putem să-l trimitem înapoi și mai așteptați încă 2 luni ca să vină. Probabil da, altul spart. Să-l descarce, morțunat să vin jos, mă întrebe dacă gen vreau să-l iau așa sau să-l trimit înapoi și să aștept după altă. Asta am zis, bă, până la urma urmei,
dacă mă enervez, mă duc la Dedeman, iau un de-asta, că e material de-asta subțire, lipesc, îi dau vreo 15 găuri și îl pun și s-a reparat, deci nu-i nimic wow. Dar na, ideea e că a venit rupt și na, n-am avut chef să așteptăm după altă parte. Așa că probabil o să reparăm noi, să vedem cum o să fie. Și da, eu zic să începem asamblarea patului, băieți, și după aia să revenim cu prețurile din tot apartamentul. Și în altă ordine de idei, băieți, am dat drumul la giveaway cu aceste două crossuri de 49, nu aveți nevoie de permis, nu aveți nevoie de nimic, doar de benzină și aveți linkul de la postare în descriere, așa că puteți să vă înscrieți, poate să-l câștigați, puteți să-l vindeți, să faceți ce vreți voi cu el, așa că eu zic că merită. Bun, băieți, și ultimul șurub pe care trebuie să-i dăm aici. Bun, băieți și fete, după cum am promis în primele episoade, acum 7 luni, am să vă prezint și lista prețurilor pentru că apartamentul este aproximativ gata. Tot mobilierul, toate nebunile au ajuns și acum o să mai cumpărăm doar mici detalii ca să facem salate mai bine și mai cozy, cum ar fi aici. O să urmează să punem, nu știu, un LED pe perete cu ceva platou de ăla de ierburi, în fine, mai avem multe idei pe care o să le facem, dar în mare parte este gata, așa că hai să începem cu piesa de rezistență, cu ce a fost cel mai scump în apartamentul ăsta, bucătăria asta neagră din stejar și MDF vopsit gri negru, gri închis smart. Mi-a plăcut foarte, foarte mult combinația asta de culori, dar în schimb mai trebuie să-i punem o bandă LED aici sub ca să se vadă foarte, foarte, foarte mișto. Și da, bucătăria a fost în jur, doar mobila fără electrocasnice, fără nimic, a fost în jur de 230 de milioane și da, eu zic că este un preț foarte, foarte bun, având în vedere la cum arată, având noroc că gen bucătăria este destul de mică, gen am doar, nu știu, cam așa, pot să o iau în brațe. Dar este utilă și îmi place. O să vă spun imediat și prețul electrocasnicelor, dar mai avem mobilă de prezentat. Barul acesta pe care mi l-am dorit foarte, foarte mult a fost în jur de 1500 de lei, 500 milioane, care are, mă rog, nu cred că e gata, mai trebuie să-i lipești ceva un pic, că se cam mișcă, e cam instabil. Care are aici niște sertare. Eu m-am gândit un altă instant să mai punem o placă de MDF sau o sticlă, în fine, o să vedem. După care avem această comodă, tot din MDF gri și stejar, care are 3 sertare, cam așa, bam, 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 frumos, îmi place cum a ieșit, sincer, îmi plăcea și dacă avea MDF gri pe partea asta, dar e ok și așa, arată mișto. Dulapul acesta de centrală, nu mai știu exact cât a fost, dar îmi place rău cum a ieșit, efectiv, tot negru din cap până în picioare, cu ușă mare, frumos, am lăsat până aici mături, chestii trestii și arată bine, îmi place cum arată. După care avem acest pantofar, băieți, care a costat nici mai mult, nici mai puțin de 22 de milioane și, bă, efectiv, mi se pare destul de, nu-i practic, sincer să vă spun, mă rog, e practic, până aici e practic, de aici nu prea e mai practic pentru că nu văd și la ăla e inajuns să-l deschid, sincer, dar da, mi-a plăcut cum a ieșit, îmi plăcea mai mult din nou dacă era doar, dacă era negru și partea asta, dar, na, în fine, arată ok. Dulapul acesta care nu mai știu nici ăsta cât a costat, deasupra mașinii de spălat, dar îmi place loc cum arată, ăsta arată bine loc de tot așa negru, frumos, bam, 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 cu mașina de spălat care e neagră. Bun, băi, acum să vă prezint electrocasnicele și toate nebunile astea, deci, pe această chiuvetă neagră, frumoasă, micuță, bam, 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 cochetă, am dat 650 de lei, avem aici factura de pe EMAG, am aici prețurile, a fost 650 de lei cu tot cu baterie. După care am dat pe acest cuptor cu microunde incorporabil 1000 de lei, efectiv 10 milioane pentru cuptorul ăsta de la Cecotec. Inițial am vrut să cumpăr tot de la Samsung, dar n-am găsit chiar tot și cuptorul l-am luat de la Cecotec cu 1000 de lei. Pota asta Samsung pe care am cumpărat-o, băi, efectiv mi-a venit ruptă. Ea își face treaba, merge, dar mi-a venit aici îndoită și mi-a venit ăsta care iese genii rupt. Pot să-l scot afară. În fine. Așa. Ea merge, are și bec, are și astea. În fine, sincer, cât am dat pe ea? Am dat 550 de lei. Pentru 550 de lei, eu zic că e acceptabil, dar mă rog. Mi era lene, bă, mie, dacă vine ceva rupt, eu pus clientul la care las-o așa. Milene să mă duc să mă țigănesc, să schimb, să fac retur, să de-astea. Milene, efectiv, o las așa sau îmi iau alta, pentru că nu am nervi de așa ceva. Deci de asta am lăsat-o așa ruptă. După care avem acest cuptor care, băi, foarte, foarte mișto, tot de la Samsung. Are nebuneli, tăvițe, toate nebunile astea. A fost 1300 de lei, 13 milioane. După care mi-am mai cumpărat un aspirator vertical, gen din ăla așa, care n-are cablu. Am dat 5 milioane pe el. Bă, nu a mers deloc. Bă, deloc nu a mers. N-a tras nici
praf nu trăgea și l-am aruncat la gunoi. După care avem aici mașina asta de spălat Arctic, care am luat-o pentru că a fost culoarea asta care mergea perfect cu mobila. Pe mașina asta am dat 15 milioane și bă, își face treaba, sincer, n-am o problemă cu ea până acum, deci e bine, merge. Bun, după care piesa de rezistență, băiți, acest frigider Samsung negru, care a fost undeva, cred că până în 27 de milioane, ceva de genul. Și bă, îmi place cum arată, arată mișto, are aici nebunel, bam, 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 se trașe nebunel, congelator. Și da, îmi place cum arată așa negru, frumos, se potrivește bine rău de tot. Bun, să trecem la televizorul ăsta Philips, care vă jur, pe cea mai spun că dacă aș da timp înapoi, nu mi-aș mai cumpăra niciodată Philips, nu vă luați bă niciodată Philips, sunt cele mai decăcate televizoare, vă spun din experiență. De-abia merge, de-abia se încarcă, de-abia asta, nu pot să-mi descarc aplicații, nu pot să fac nimic, nu pot să, bă, efectiv mă enervează televizorul ăsta că vine să îl sparg efectiv, să-mi cumpăr altul. A fost 30 de milioane și inițial am vrut să iau varianta cu LED-uri gen. Da, deci am vrut să iau televizorul ăsta doar stick pentru că avea LED-uri de-alea dinamice și dacă te uitai la un film se aprindea LED-uri în funcție de ce vedeai la film. Și până la urmă l-am comandat pe ăla cu LED-uri. L-am comandat pe ăla cu LED-uri în nu știu ce locație, nu știu ce, din greșeală l-am comandat altundeva, l-am returnat și din greșeală mi l-am cumpărat pe ăsta varianta fără LED-uri și am rămas cu el. Și cel mai decât la televizor, deci nu vă luați Philips niciodată. După care avem aici niște decorațiuni de la Jumbo cu 20 de lei, care să mă schimbă complet aspectul. Avem aici clima, băieți, care a fost 20 de milioane și da, sincer, o mers, cred că o lună de zile în continuu, fiecare zi, zi, noapte, la 16 grade, pentru că era foarte, foarte cald și da, își face treaba. Mai avem aici încă o prostie făcută de mine. Ce-am zis? Dacă te bag atâția bani în bucătărie, hai să-mi cumpăr un jaf de mașină de spălat resigilat, adică o mașină care a fost folosită și reparată și nu știu ce. Și am dat 10 milioane băieți pe ea și nu merge efectiv. Nu merge. Scârție ușa asta, zici că e mântuite să moară băieții mei. Și pe lângă că am dat 10 milioane pe ea, am cumpărat și de asta de restaurant, bă. Inițial voiam de 60 de centimetri, care venea cam așa, deci mai aveam un loc de una alta, dar nu, am zis, hai că îmi cumpăr direct de asta. În fine, nu știu ce a fost în capul meu, dar nici măcar nu merge. Și nici măcar n-am returnat-o, bineînțeles, am montat-o așa stricată în mobilă, pentru că, na, nu știu, sunt prost. Și canapeaua asta cu copilașul nostru, Rozul cheamă, canapeaua asta de la Ikea, după care am așteptat 3 luni, ceva de genul, cum a venit pe stoc, bam, am cumpărat-o și mi-a venit cu materialul greșit. Mi-am schimbat materialul, m-am dus până în Ikea, nu știu unde, se schimb husele, se, în fine, nebunează și cu canapeaua asta, dar s-a meritat, nu mai știu cât am dat pe ea, 20 de milioane, 15-20 de milioane, ceva de genul. Și da, îmi place rău cum arată și mă gândeam să mai cumpăr încă o parte de canapea, care vine aici și pudă la așa mai lungă, formă de L, cred că s-ar vedea foarte, foarte șmecher. Bun, băieți, acum să trecem la dormitor, pentru că în sfârșit ne-a venit patul. Da, aici nu e nimic prea wow, avem acest pat care, bă, îmi place rău de tot, sincer chiar îmi place. Se deschide așa frumos, avem aici spațiu de depozitare, toate nebunile astea. Și da, îmi place, e mișto rău și culoarea. L-am luat de pe mobilierul.ro și, în fine, are câteva mici defecte, să zic așa. Dulapul ăsta a fost undeva la 26 de milioane. A fost scump pentru că și că era cu LED, cu nebunel, cu darlea și mi-a venit inițial fără LED. Și după aia, în fine, am cumpărat eu o bandă LED, am pus-o sus și aia a fost. Și da, în fine, este un material foarte, foarte slab, sincer, se rupe în continuu pările astea, trebuie să le lipesc. Nu e așa de bună calitate acest dulap, dar mi-a plăcut că are oglinzi efectiv pe toată ușa. Sincer, cred că e așa mai ieftin cu unul la comandă și mai bună calitate, dar asta este. După care avem aici, băieți, setup-urile noastre și televizorul Samsung, care, bă, merge perfect, îmi place rău de tot. E rapid, bam, 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 mai ales în stare în pat, cu un suport de ăsta care pot să-l trag cum vreau eu, în ce parte și în față și în spate. Televizorul a fost 30 de milioane. Birourile astea cred că au fost undeva la 150-200 de lei de la Ikea. Și cum i-am făcut setup-ul LCD, i-am dat monitorul ăsta Samsung ei, pentru că arată mai bine așa, pentru că avea doar un monitor. Și ăsta Asus de gaming, pe care am dat 10 milioane, mi l-am pus mie cu unul Dell. Nu mai știu cât am dat pe monitorul ăla. Tastatura asta de la QWERTY, băieți, care sincer vreau să o schimb pentru că n-are F-urile, nu se aprinde când o pornesc calculatorul, în fine. Și îmi place mai mult asta de la Kiris, chiar dacă se aude mai tare cum a venit. Frumos setul de la Kiris, alea. Scaunul acesta, care este cel mai confortabil scaun, băieți, pe care am stat eu vreodată în viața mea,
tot de la Chiris, l-am cumpărat de la Paint pentru că el a plecat în Arad și nu l-am mai dus cu el, așa că l-am cumpărat eu și îmi place rău de tot, e cel mai ieftin sau cel mai confortabil scaun. Și acolo, bineînțeles, o lampă LED care schimbă tot aspectul camerei, deci uite atent băieți. Bam! Frumos, elegant, cred că. Și în baie, nu am făcut absolut nimic în afară să cumpărăm acest suport de chestii. Chiar astăzi l-am cumpărat. Cam asta este, băieți, cam ăsta este apartamentul. Vă dați seama că o să stăm aici o perioadă, după care o să ne mutăm, pentru că vrem să ne mutăm la casă. Și da, probabil acest apartament o să-l vindem în viitor.